Unul dintre cele mai problematice tipuri de ten este cel acneic și asta din cauza faptului că este influențat în mare măsură de factori genetici. Nu există metode garantate de vindecare, însă o rutină corectă de îngrijire poate atenua urmările. În completarea acestuia, procedurile efectuate în cabinetele dermatologice pot îndepărta cicatricile mai adânci, petele roșii sau nodulii dureroși. Acneea este o afecțiune care poate apărea la toate vârstele din cauze multiple, de la o predispoziție genetică, la o imunitate scăzută, stres, transpirație sau dereglări hormonale. Acneea nu mai reprezintă de mult o problemă pe care o întâmpină doar adolescenții, iar unele persoane se pot confrunta cu forme severe ale bolii. Nu este periculoasă, însă poate lăsa urme pe piele și poate crea stres emoțional. Există mai multe mecanisme implicate în patologia acnei. În primul și în primul rând, întotdeauna o să avem o producție excesivă de sebum. Aceasta pare a fi determinată genetic. Însă pe lângă producția de sebum, intervine atât factorul hormonal cât și factorul bacterian. Tenul acneic este încăpățânat, aș spune, nu neapărat dificil și are nevoie de timp pentru a ne răspunde la tratament. Este foarte important ca pacienții să înțeleagă că un termen realist de tratament al acneei este undeva de la 3 luni în sus, timp în care este esențial să urmeze cu strictețe indicațiile noastre și să vină la controle periodice, astfel încât să putem să ne adaptăm și să răspundem nevoilor tenului date de factorii implicați la momentul respectiv. Deși recomandarea este ca acneea să fie tratată din fazele incipiente, există numeroase cazuri în care aceasta poate lăsa urme ce iau forma unor cicatrici. Cicatricile post-acnee sunt rezultatul vindecării defectuoase a leziunilor inflamatorii de acnee, papule, pustule, nodul și chiste. Conform specialiștilor, cel mai bun tratament pentru aceste tipuri de cicatrici este laserul fracțional cu dioxid de carbon. Așa cum îi spune și numele, laserul fracțional cu dioxid de carbon înseamnă împărțirea sau fracționarea, dacă vrei, fascicului laser în mai multe coloane care penetrează tegumentul. Noi putem seta atât adâncimea la care penetrează tegumentul, cât și densitatea lor și astfel să avem o acțiune asupra cicatricilor prin sinteză masivă de colagen. Cicatricile cărora se adresează includ atât cicatricile post-acneice, dar și cicatrici de orice altă natură, post-intervenții chirurgicale, post-arsuri. Procedura se poate efectua în zone specifice, cum ar fi în jurul gurii sau a ochilor sau pe întreaga suprafața feței. În timpul unui tratament cu laser, CO2 este utilizat un anestezic local pentru a ameliora potențialul disconfort. Este obligatoriu să respectăm toate măsurile de asepsie, adică dezinfecție, astfel încât să nu avem vreo surpriză neplăcută în acest sens. În plus, este obligatoriu să ne asigurăm înainte de procedură că nu există contraindicații. Acestea includ, în primul și în primul rând, pielea bronzată. Tocmai de aceea preferăm să facem această procedură în sezonul rece, când avem mai puțină expunere la soare. Anterior procedurilor, pacienții nu trebuie să folosească produse topice sau medicamente precum antiinflamatoarele, care ar putea fi fotosensibilizante. Totodată, este esențial să se evite soarele cel puțin o lună după procedura cu laserul fracțional cu dioxid de carbon.